Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Puterea Domnului Isus este aceeași putere prezentă și în prima carte a Bibliei Geneza la crearea acestui univers. De aceea natura nu îi se poate opune. Este aceeași putere care a fost prezentă la crearea omului atunci când omului i s-a dat chipul și asemănarea făcătorului său. De aceea nicio boală nu poate să-i reziste. Este aceeași putere care va aduce răscumpărarea sufletului omului și de aceea niciun spirit nu îi se poate împotrivi. Va veni ziua când Domnul Iisus va veni pentru instituirea completă și definitivă a regatului său, împărăția cerurilor. Toți cei care nu au ținut cont de confort, de cost, de tradiție și de nimic altceva, ci au pus inima lor în mâinile singurului vrednic soaibă, vor ajunge în sfârșit acasă. Până atunci, dragii mei, suntem pribegi, trăind după legile împărăției cerurilor, dar pe un tărâm străin și ostil. Ceea ce ne aduce mângâierea este că Domnul Iisus... Este alături de noi. El ne însoțește pretutindeni, iar puterea lui, grija lui față de oameni, ne dă încredere în el. Data trecută, în capitolul 8, am văzut câteva din minunile pe care le prezintă Matei: minuni prin care Domnul Isus este înfățișat nu numai ca unul ce vine cu un manifest frumos, atrăgător, ci și cu puterea de a-l susține. Sunt mulți cei care vin cu promisiuni și cuvinte frumoase, dar nu pot să dovedească că au și puterea să facă ceea ce spun. Nu este cazul Domnului Iisus. El demonstrează cu prisosință că are toată puterea pentru a instaura această împărăție de care a vorbit. În capitolul 9, Matei continuă cu prezentarea acestor minuni care vin să întărească imaginea de Mesia autoritară a Domnului Iisus. Să-L însoțim în continuare pe Domnul nostru. Isus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Din câte se vede, corabia era un mijloc destul de popular în acea vreme în ce privea transportul. El se întoarce în Capernaum. Deja faima mergea înaintea lui. Dacă ar fi trăit în zilele noastre, cu siguranță presa ar fi fost mereu pe urmele lui. Odată ajuns în cetate, o mulțime l așteptat acolo. Și iată că i-au adus un slăbănoc care zecea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănocului, Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Acum, Matei este destul de lapidar în prezentarea acestui episod. Marco insistă mai mult asupra lui și ne spune că Domnul Isus se afla într-o casă care a fost înconjurată de oameni, astfel încât era foarte greu să ajungi la el. De aceea, câțiva oameni cu inimă sparg acoperișul și îl introduc pe acest om pentru ca Domnul Isus să se poată atinge de el. Este un element important, pentru că Matei prezintă și o altfel de atitudine. Și iată că unii din cărturare au zis în ei înșiși, Omul acesta hulește. Vorbeam în studiul nostru trecut despre tradiție și modul în care ea poate deveni o piedică. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Tradiția are și ea valoarea ei. Nu sunt pentru desfințarea oricărei tradiții. Cunosc foarte bine proverbul nu strica un gard până nu știi de ce a fost pus acolo. Dar uneori, tradiția poate aduce tipare de gândire care pur și simplu împiedică contactul cu realitatea prezentă. Acești oameni nu mai făceau față realităților. Nu mai aveau o imagine adevăratelor valori, ierarhia lor corectă. Pentru ei era mai important un obicei decât viața unui om. Dacă ar fi fost după ei, omul acela nu ar fi avut nicio șansă să fie vindecat. Însă Domnul Isus le cunoaște foarte bine gândurile. Isus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Căci ce este mai lezne? a zice iertate sunt păcatele sau a zice scoală-te și umblă. Din câte vedem, acești cărturari nu înțelegeau exact care era adevărata problemă. Ei erau atenți la cuvintele Domnului Isus și nu erau de acord cu ceea ce spusese. Motivul pentru care nu erau de acord este acela că nu voiau să recunoască cine este cel care a pronunțat acele cuvinte. Ei nu puteau accepta că este fiul omului, Mesia, cel promis. Dacă vrea să fie un vindecător, nu are decât dar să nu se facă pe sine Mesia. Un mod de a gândi care, iată, a străbătut veacurile. Și astăzi sunt oameni care pot accepta să te închin unui Mesia mitologic, personaj istoric, mistic, dar nu unui Mesia viu, Dumnezeu atotputernic, care are puterea să ierte păcatele. Cărturarii aceia nu puteau accepta așa ceva și, din păcate, mulți din zilele noastre nu o fac. Dar fie că vrem, fie că nu, puterea lui este aceeași și el continuă să ierte păcatele oamenilor și să schimbe vieți. De fapt, este chiar ceea ce se întâmplă cu Matei, care prezintă aici un episod autobiografic. De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, Vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Faptul că Matei recunoaște identitatea lui este și o dovadă că este un om cu viața schimbată. De asemenea, el nu atrage atenția asupra lui însuși. De ce spun acestea? Să nu uităm că Matei se adresează evreilor. Acum, dintre toate slujbile care erau atunci în Israel, nu era niciuna mai detestată decât cea de Vameș. Vameșul era unul care lucra pentru romani și strângea taxele de la poporul evreu. Strategia romanilor era foarte crudă. Erau aleși Vameși dintre evrei pentru că ei erau urâți de cei din jur, iar ei deveneau mai duri cu cei ce îi urau iar romanii aveau de câștigat din toate acestea. Deci când Matei scrie despre acest episod, el scrie pentru a arăta ce poate face Domnul Isus. Că vame și nu erau agreați, o vedem și din reacțiile celor din jur. Pe când ședea Isus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și și cu păcătoșii? Matei a considerat această schimbare din viața lui ca fiind atât de importantă încât trebuia sărbătorită. Dar nu cu cei noi cu care se putea asocia de acum, ci cu cei vechi care aveau aceeași nevoie. Deci, casa lui Matei se umple de colegi de muncă până mai cu câteva ore în urmă. Dar și de această dată, Domnul Isus are de-a face cu prejudecăți. Din nou, cei care ar fi trebuit să înțeleagă cel mai bine despre ce este vorba nu pot să o facă. Oare nu suntem și noi în aceeași situație? Nu cumva atunci când trebuie să înțelegem cel mai mult, refuzăm să o facem? Ne lăsăm robiți de prejudecăți și concepții greșite. Cert este că Domnul Isus nu se lasă impresionat de acei farisei. Totodată începe o confruntare deschisă cu ei. Isus i-a auzit și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cuvintele Domnului Isus nu sunt tocmai ușoare pentru ei. Să nu uităm că ei reprezentau o autoritate religioasă. Dar oare cine stabilește această autoritate? Cine dă această autoritate? Problema este ridicată în mod foarte subtil de Domnul Isus prin această asimilare cu lumea medicinei. În vremea aceea nu erau facultățile de astăzi. Nu se făceau cursuri postuniversitare, nu se dădeau atâtea diplome. Atunci, medic era cel ce putea să vindece. Întrebarea este validă. Cine este medic adevărat? Cel care are o diplomă? Sau cel care știe ce se întâmplă și știe ce să facă? Desigur, nu spun că nu este necesară școala și diploma, dar nu numai acestea singure fac medic dintr-o persoană. La fel este și în cazul împărăției cerurilor. Nu se de reguli și obiceiuri fac din tine cetățeanul împărăției, ci relația în care ești cu regele ei. De asemenea, ceea care contează mai mult este inima. Observați ceea ce le spune Domnul Isus acelor farisei. Mila era ceea ce aștepta Dumnezeu de la ei. Ei au înlocuit ceea ce trebuia să fie în inima lor cu practica pe care o făceau și considerau că este suficient. Se pare că ceea ce făcea și propovăduia Domnul Isus a stârnit multe întrebări nu numai printre farisei sau oameni de rând, ci și printre cei care erau ucenici al lui Ioan. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și i-au zis, De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? Desigur, mulți dintre cei care au fost cu Ioan, acum că el era închis, urmăreau unde aproape ce făcea Domnul Isus. Unii dintre ei deveniseră ucenici ai Domnului Isus, așa cum este Andrei și cu Filip. Însă, din câte vedem, și ei sunt concentrați mai mult pe diferențele pe care le observă, Diferențele acestea vin în principal din faptul că Ioan, așa cum spuneam la momentul potrivit, era un profet al Vechiului Testament. De fapt, era mai mult unul care făcea legătura dintre cele două testamente. Misiunea lui era aceea de a anunța pe cel ce va veni după el și care era mult așteptatul Mesia. Acum, Domnul Isus va enunța un principiu care delimitează o nouă eră. Isus le-a spus, Se pot jăli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Pentru creștini, postul este o practică obișnuită și nici nu trebuie să lipsească din viața noastră. Accentul însă nu cade pe această practică, ci pe ceea ce reprezenta Domnul Isus. Pilda care urmează face și mai clar acest lucru. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile pleznesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Cu altă cuvinte, Domnul Isus spune că odată cu el se încheie o anumită perioadă și începe alta. Vechiul Testament și perioada lui se încheiau, iar acum începea o nouă etapă în istoria acestei omeniri. Imaginile pe care le folosește Domnul Isus nu sunt tocmai întâmplătoare. El era cel care aducea haina neprihănirii prin sângele pe care îl va vărsa pe cruce. Mai târziu, înainte de a fi prins și judecat, la masa la care stătea împreună cu ucenicii săi, le va da un pahar cu vin ce va simboliza tocmai sângele care va pecetlui nou legământ. Prin ceea ce spune, de fapt, Domnul Isus lasă să se înțeleagă că lucrarea lui este una radicală. Nu este vorba doar de o completare a unor porțiuni determinate. Apostolul Ioan sumarizează foarte bine acest lucru. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Odată cu Domnul Isus începe o epocă a harului. Însă, așa cum și epoca legii s-a încheiat, se va petrece la fel și cu aceasta. În această epocă, dragul meu, este timpul pentru fiecare om să accepte dragostea lui Dumnezeu, singura care poate ierta fără de legile. Odată terminat acest timp, nu ne vom mai întâlni decât cu judecata lui Dumnezeu. Dar ajungem acum la un alt miracol al Domnului Isus. De fapt, este vorba despre două minuni care, într-un anume sens, au legătură între ele. Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis, Fica mea din aur a murit, dar vino de puneți mâinile peste ea și va învia. Luca spune că în momentul în care a venit acel fruntaș al sinagogii, fica lui mai trăia și îl cheamă pe Domnul Isus să o vindece. Nu este nicio contradicție, ci doar o omiterea unor detalii. Și din ceea ce relatează Luca, descoperim că fata era moartă atunci când domnul Isus ajunge acolo. Deci, se prea poate ca fetița să fi fost pe moarte, iar mata îi face numai un rezumat al acelei discuții. Dar domnul Isus nu este încurcat de detalii, așa cum suntem noi, și pleacă către casa acestui fruntaș al sinagogii. Pe drum, însă, mai are loc un incident. Isus a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată o femeie, care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainelui. Interesantă este această asociere dintre fetița de 12 ani care se stingea și femeia care de 12 ani îndura se întunecimea suferinței. Dragii mei, suferința nu ocolește pe nimeni și vârsta nu este un criteriu de selecție când este vorba despre Domnul Isus. Acțiunea acestei femei este una curajoasă, și o dovadă a credinței ei. Căci își zicea ea, nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Isus s-a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Nu despre metodă este vorba aici, ci despre credință. Încercați să vă imaginați mulțimea de oameni care se înghesuia în jurul Domnului Isus, Luca chiar redă cuvintele ucenicilor care îl certau oarecum pe Domnul Isus că mai întreba cine îl atinge. Dar nu era vorba despre orice atingere, ci era vorba de o atingere făcută cu credință. Dragii mei, nici nu ne putem apropia oricum de Domnul Isus. În cele din urmă nu contează metoda, ci credința cu care o facem. Dar ajunge și la casa lui Ir. Când a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis, Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Nimeni din cei prezenți nu credeau că Domnul Isus poate face ceva pentru fată. De aceea își băteau joc de el. Oare câți din zilele noastre nu fac la fel? Ei își bat joc de ceva ce nici măcar nu înțeleg. Dar după ce îi dă afară pe cei din casă, se produce minunea. Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat în lăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Pentru Domnul Isus, credința unui singur om a contat. Chiar dacă toți ceilalți au fost neîncrezători, pentru credința tatălui fetiței, el a adus-o la viață. După aceste minuni, numele Domnului Isus devine și mai cunoscut. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Și oare cum ar fi putut să treacă neobservat, având în vedere vindecările pe care le făcea Domnul Isus? Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau și ziceau, Ai milă de noi, fiul lui David! Este semnificativ faptul că acești doi orbi se adresează Domnului Isus numindu-l fiul lui David. Să nu uităm că Matei îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind regele, descendentul lui David și se pare că și mulțimea a început să se-l vadă la fel. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Isus le-a zis, Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, Facă vise după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, Vedeți să nu știe nimeni. Din nou, puterea Domnului Isus rezolvă marea problemă a acestor doi oameni. Dar ceea ce intrigă aici este interdicția pe care Domnul Isus le opune cu privire la popularizarea ceea ce se întâmplase cu ei. De ce oare nu le dă voie să vorbească despre aceasta? În fond, era vorba de evenimentul vieților. lor. Ei bine, cred că este vorba despre mai multe motive, dar unul reiese clar din acest pasaj. În momentul în care se ducea vestea că el este într-un ținut și că face vindecări, mulți mari de oameni cu tot felul de suferințe se strângeau în jurul lui. Or, motivul principal al venirii sale nu era acela de a vindeca pe toți bolnavii, ci instaurarea împărăției. Dar cine putea să reziste și să nu spună nimic despre un eveniment ca cel al primirii vederii? Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Culmea este că și astăzi Domnul Isus redă vedere. Este vorba despre deschiderea ochilor spirituali. Și mai mult, nu mai cere nimănui să nu spună nimic despre aceasta. Dar nimeni nu mai pare atât de entuziasmat ca cei doi încât să ducă vestea peste tot. Pe când plecau orbi aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a mai văzut așa ceva în Israel. Credeți că a scăpat? Nu. Încă mai erau bolnavi. Acum, eu nu cred că Domnul Isus nu îi făcea plăcere să vindece. Pa, în dragostea lui față de oameni, era atât de doritor să facă bine, să aline suferințe. Numai că lucrarea lui nu se limita la atât. Oricum, nu toți erau încântați de ceea ce făcea el. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Cunoșteau ei despre ce vorbeau sau se simțeau doar amenințați și căutau să-l discrediteze. Dragii mei, când interese meschine iau locul grijii pentru oameni, chiar și gândirea este pervertită. Ce este mai grav este faptul că nici măcar lucrările lui Dumnezeu nu mai sunt recunoscute ca atare. Oare cum poate fi acuzat cineva de rătăcire sau de lucru cu satana când rezultatele sunt vizibile și sunt pozitive? Atunci când viețile sunt schimbate, trebuie să ne aducem aminte că nimeni nu poate face aceasta cu excepția Duhului Sfânt dar Domnul Isus își continuă împlinirea misiunii sale aici pe pământ. Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Niciun aspect din ceea ce definește personalitatea noastră nu este neglijat de Domnul Isus. Intelectul, trupul, sufletul, dimensiunea socială, totul intră în preocupările lui. Dragii mei, nu suntem deloc diferiți de acea mulțime pe care el o descrie ca fiind o turmă fără păstor. Poate, mai mult decât oricând, suntem rătăciți în confuziile create de tot felul de persoane care ne promit o viață mai fericită, fără să aibă vreodată posibilitatea să ofere așa ceva. Numai Domnul Isus este acela care a demonstrat că poate face tot ceea ce a promis. Dar tocmai pe el îl privăm de creditul ce ar trebui să-l acordăm, condamnându-ne în continuare la orbire spirituală și distrugere. Dragii mei, avem o obligație morală și spirituală. Dacă ochii ne-au fost deschiși, se aducem și pe alții la această minunată sursă de lumină. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.